Bună ziua, mă numesc Demian Cristian și sunt profesor de matematică la Centrul Educațional Unirea și voi încerca să vă arăt rezolvările la Evaluare Națională Matematică 2017. Și haideți să-i dăm drumul. Avem subiectul 1 roman în care rezultatul calculului și avem la prima problemă 20 minus 24 împărțit la 2 este egal cu. Evident, în primul rând vom face împărțirea, 24 împărțit la 2 este 12, și vom avea atunci 20 minus 12 ca fiind egal cu 8. Cea de-a doua problemă de la subiectul 1 roman spune că 6 caiete costă 30 de lei, corect? 6 caiete 30 de lei. Întrebarea este cât costă 3 caiete. Evident, 3 caiete reprezintă jumătatea lui 6. La fel și suma pe care va trebui să o plătim este de 30 împărțit la 2, adică 15 lei. Cea de-a treia problemă de la subiectul 1 roman, se dau două mulțimi. Odată mulțimea a formată din elementele 1, 2, 3 și 4 și mulțimea B formată din elementele 4, 6 și 8. Ceea ce ni se cere este a intersecta cu B. Și vom avea practica și intersecție acelor două mulțimi, evident, elementele comune. Singurul element comun este elementul 4. Deci A intersectat cu B este egal cu 4. Cea de-a patra problemă, cea avem la subiectul 1 roman, este area unui pătrat cu latura de lungime 6 cm este egală cu area unui pătrat, știm că este latura la puterea a doua, deci vom avea 6 la a doua, adică 36 de centimetri pătrați. Și în fine, trecem la problema 5, unde avem un tetraedru regulat ABCD, problema 5, în care se dă că suma lungimilor muchilor este egală cu 12. Știm că într-un tetraedru, practic, avem 6 muchi, de unde acea sumă de 6 muchi, care toate sunt egale, ni se dă ca fiind de 12, de unde lungimea unei muchi va veni, evident, 12 împărțit la 6, adică de 2 cm. Trecem la problema 6, în care avem un tabel în care este prezentat numărul de elevi pentru fiecare dintre clasele unei școli. Și avem clasa 5-a 25, clasa a 6-a 30, clasa a 5-a B 26, clasa a 6-a B 28, clasa a 7-a A 24, a 7-a B 26, a 8-a 30 și a 8-a B 28, din ce observ eu pe această foaie. Ceea ce înseamnă că dacă am adunat aceste valori, adică 25 plus 26 plus 30 plus clasa a 6-a B 28 plus 24 plus 26, plus 30 și plus 28, vom obține un total la această sumă egal cu 217. Și acum să trecem la subiectul al doilea, unde avem prima problemă de desenat pe foaia de examen un cub ABCDEFGH. Haideți să facem rapid și un astfel de desen, să ștergem subiectul 1. Deci avem de reprezentat la prima problemă de la subiectul 2 roman un cub. Sper să-mi iasă un cub frumos. Și avem A, B, C, D, E, F, G și H. Practic aceasta este reprezentarea unui cub A, B, C, D, E, F, G și H. Cea de-a doua problemă de la subiectul 2 roman, ni se cere să arătăm că 1 plus 0,5 înmulțit cu 1 minus 0,5 adunat mai departe cu 1 supraradical din 2, totul la a doua este 5 pe 4. Haideți să vedem. 0,5 știm că înseamnă 5 supra 10, transformat sub formă de fracție zecimală. Fracție ordinară, simplificând fracția 5 pe 10 cu 5,
o să obținem fracție reductibilă 1 pe 2. 1 adunat cu 1 pe 2 din prima paranteză, aducând același numitor, obținem 3 pe 2. 1 minus 0,5 va veni 1 minus 1 pe 2, la fel. 2 minus 1 înseamnă 1 pe 2. Ceea ce înseamnă că o să am un 3 pe 2 ori 1 pe 2 plus, în momentul în care avem o fracție ridicată la o putere, noi știm că acea putere se distribuie atât numărătorului cât și numitorului. Ceea ce înseamnă că o să am 1 la a doua supra radical din 2 la a doua. 3 pe 2 înmulțit cu 1 pe 2 înseamnă 3 ori 1 este 3, iar 2 ori 2 înseamnă 4. 1 la a doua este 1, iar radical din 2 la a doua, evident, este egal cu 2. Aducem la același numitor, amplificăm practic cea de-a doua fracție cu 2, să avem numitorul comun 4, și o să obținem un 3 plus 2 supra 4, respectiv 5 pe 4, ceea ce și trebuia să arătăm. Să zicem acum mai departe la problema 3. Haideți să ștergem. La problema 3 ni se dă următorul lucru. Determinați două numere. Haideți să le notăm cu A și B, cele două numere. Două numere. Și acum, ni se spune că media lor aritmetică este 150. Deci A plus B supra 2 egal cu 150. De unde din prima relație vom putea spune că A plus B înseamnă 2 ori 150, respectiv că A plus B este egal cu 300. Următoarea informație care o primim este că raportul celor două numere este 1 pe 2. Adică A supra B egal cu 1 pe 2. De unde înseamnă că A ori 2 sau 2A este egal cu B ori 1, adică B. Ceea ce înseamnă că B fiind egal cu 2A, o să-l înlocuim în relația A plus B egal cu 300 și o să avem A plus B, adică 2A, egal cu 300, de unde 3A egal cu 300, ceea ce face ca A-ul nostru să fie 300 împărțit la 3, adică 100. Ceea ce dacă A-ul nostru este 100, B fiind 2A, va însemna 2 ori 100, adică 200. Mergem acum la problema 4, în care avem o funcție. Haideți să ștergem aici. Spune felul următor. Se consideră funcția f definită pe valori în R, dată prin legea f de x egal cu 2x plus 3. Primul lucru care ni se cere la această problemă este să reprezentăm grafic funcția f într-un sistem de coordonate x, o, y. Pentru aceasta, fiind vorba de o funcție lineară, sunt necesare practic două puncte, cel puțin, care aparțin graficului, pentru că prin oricare două puncte distincte trece o unică dreaptă. Și atunci, hai să dăm câteva valori. Să zicem, dăm valoarea 1, ceea ce face ca f de 1 să vină 2 ori 1 plus 3, adică 5. Deci f de 1 fiind 5, înseamnă că avem un prim punct A, să zicem, de coordonate 1 și 5, ce aparține graficului funcției noastre f. Și mai e necesar să dăm încă o valoare, să o dăm valoarea 0, de unde înseamnă că f de 0 înseamnă 2 ori 0 plus 3, respectiv egal cu 3. Deci, avem încă un punct B de coordonată 0 și 3, la fel, ce aparține graficului funcției noastre f. Și acum, pentru a reprezenta grafic, haideți să facem sistemul de axe. X, O, Y. Și avem punctul A de coordonată 1 și 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, practic, avem punctul A de coordonată 1 și 5. Și mai avem punctul B de coordonată 0 și 3. 0 și 1, 2, 3. Practic aici vom avea punctul B de coordonată, cum spuneam, 0 și 3. Reprezentarea grafică a funcției noastre este practic acea linie care o vom trasa prin cele două puncte. Cam strâmbă, haideți să o retușăm puțin. Aceasta este reprezentarea grafică a funcției f de x egal cu 2x plus 3. Mai departe, ni se cere la subpunctul B, în sistemul de coordonate x, o, y,
determinați abscisa punctului care aparține graficului funcției f, știind că abscisa este egală cu ordonata. Noi știm că un punct are două coordonate, x, c și y, c. Prima coordonată se numește abscisă, iar cea de-a doua se numește ordonată. Ei ne spun că va trebui să găsim acel punct ce aparține graficului în care atât abscisa cât și ordonata au aceeași valoare. Haideți să considerăm atunci punctul nostru C de coordonate M și M, în care se observă că avem abscisa egală cu ordonata, și să punem condiția să aparțină graficului funcției. Dacă punctul nostru C aparține graficului, automat înseamnă că F de prima coordonată, adică F de M, trebuie să aibă ca rezultat cea de-a doua coordonată, care este în cazul nostru tot M. Deci avem F de M egal cu M. Haideți să vedem ce înseamnă F de M. Înseamnă 2 ori M plus 3 egal cu cât trebuie să avem, adică cu M. Practic avem o ecuație de gradul 1 cu necunoscuta M, necunoscutele într-o parte, cunoscutele în cealaltă, și o să avem atunci că 2M minus M egal cu minus 3 sau că M egal cu minus 3. 2M minus M fiind un M. De unde înseamnă că acel punct căutat este un punct C de coordonată minus 3 și din nou minus 3. Mergem mai departe. Avem la problema 5 o expresie. Haideți să ștergem tabla. Și fie expresia E de X dată ca fiind X plus 2 totul la a doua minus 9 supra X la a doua minus 25 împărțit la x minus 1 supra x minus 5. Evident, unde x-ul nostru trebuie să fie diferit de plus și minus 5 și trebuie în același timp să fie diferit de 1. Ceea ce ni se cere este să arătăm că expresia noastră e de x adusă la o formă mai simplă este egală cu 1. Haideți să-i dăm drum. Odată, luăm numărătorul x plus 2 totul la a doua minus 9. Aici avem practic o diferență de pătrate, deci este un x plus 2 totul la a doua minus un 3 la a doua, iar a pătrat minus b pătrat știm că este a minus b, adică x plus 2 minus 3, pe lângă a plus b, adică x plus 2 plus 3. 2 minus 3 înseamnă minus 1, deci am x minus 1 pe lângă x plus 5. Luând și numitorul x pătrat minus 25, la fel, avem o diferență de pătrate. X pătrat minus 5 pătrat înseamnă X minus 5 pe lângă X plus 5. Haideți să vedem cum arată expresia acum. Să ștergem o parte dreaptă. Și vom avea atunci E de X egal X plus 2 totul la 2 minus 9, am văzut că înseamnă X minus 1 pe lângă X plus 5 supra x la a doua minus 25 este x minus 5 pe lângă x plus 5. Noi știm că, având această împărțire, noi o putem transforma în înmulțire, însă fracția a doua se va răsturna, deci o să am un ori x minus 5 supra x minus 1. Și acum, x minus 1 se va reduce cu x minus 1, x plus 5 se va reduce cu x plus 5, iar x minus 5 se va reduce cu x minus 5. Ceea ce înseamnă atunci că e de x, într-adevăr, va fi adus la o formă mai simplă, egal cu 1. Și acesta a fost subiectul 2 roman și să trecem la subiectul 3 roman. Haideți să ștergem tabla. Și avem la subiectul 3 roman prima noastră problemă. Avem așa. În figura 2 este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AB egal cu 8 radical din 3 și AD egal cu 8. Haideți să facem un dreptunghi. Deci A, B, C, D. Încă o dată, AB este dat ca 8 radical din 3 și că AD este de lungime 8. Ceea ce înseamnă că mai departe, problema ne spune că pe segmentul BD, și haideți să vedem acel segment BD,
se consideră punctele E și F, astfel încât măsura unghiului DAE este egală cu măsura unghiului EAF și este egală cu măsura unghiului FAB. Haideți să unim punctele A cu E, F cu A, să marcăm pe desen că aceste trei unghiuri sunt unghiuri congruente. Și acum să vedem prima cerință a acestei probleme. Sub punctul A, arătați că perimetrul dreptunghiului este egal cu 16 pe lângă radical din 3 plus 1. Odată, vă spuneam că AB este de 8 radical din 3 lungime, iar AD de lungime 8, ceea ce înseamnă, fiind un dreptunghi, perimetru știm că este de 2 ori lungime plus lățime, o să avem atunci 2 ori 8 radical din 3 plus 8, putem da un 8 factor comun în paranteză, deci o să am un 2 ori 8 pe lângă radical din 3 plus 1, adică un 16 pe lângă radical din 3 plus 1. Ceea ce trebuia să și arătăm. Sub punctul B este puțin mai complicat. La sub punctul B ni se cere să arătăm că punctele A, F și C sunt coliniare. Ce înseamnă coliniare? Practic că cele trei puncte sunt situate pe aceeași dreaptă. Haideți să demonstrăm acest lucru. Odată, noi știm că avem de-a face, cum vă spuneam la început, cu un dreptunghi. De unde, automat, măsura unghiului DAB, evident, este de 90 de grade. Iar acest unghi de 90 de grade, știm că este spart în trei unghiuri congruente, DAE, EAF și FAB. Practic, dacă ar fi să calculăm măsura oricărui unghi din cele trei, să zicem măsura unghiului DAE, n-am avea altceva de făcut decât să împărțim cele 90 de grade la 3 și vom obține câte 30 de grade pentru fiecare. 30, 30 și 30. Bun. Ceea ce, dacă noi avem AD de lungime 8 și AB de lungime 8 radical din 3, și fiind un triunghi DAB dreptunghic, și hai să spunem că în triunghiul DAB măsura unghiului DAB este de 90 de grade, putem aplica teorema lui Pitagora în acest triunghi și o să am că pătratul ipotenuzei, în cazul meu BD, este egal cu suma pătratelor catetelor, adică A de la a doua plus BD AB la a doua. Deci BD pătrat va fi egal cu AD este 8, evident radical la a doua este 64, plus AB este 8 radical din 3, ridicat la a doua 8 radical din 3, o să am un 8 la a doua ori radical din 3 la a doua, adică un 64 ori 3, sau că B de la a doua este un 64 factor comun pe lângă 1 plus 3, sau un 64 ori 4, ceea ce BD, evident, înseamnă radical din acel 64 ori 4. Radical din 64 știm că este egal cu 8, iar radical din 4 știm că este 2, de unde înseamnă că 8 ori 2 egal cu 16 va fi lungimea lui BD. Ceea ce, dacă noi în acest triunghi dreptunghic, tocmai am văzut că BD-ul nostru este egal cu 16, ceea ce înseamnă practic dublul catetei noastre AB, deci este egal cu de 2 ori AB, putem aplica reciproca teoremei unghiului de 30 de grade, pentru că dacă într-un triunghi dreptunghic unul dintre catete este jumătate din ipotenuză, înseamnă că acea catetă se opune unui unghi de 30 de grade. Ceea ce înseamnă că măsura unghiului ABD este de 30 de grade. Bun. Tot în triunghiul nostru ADB, având deja și informația că măsura unghiului B este de 30 de grade, putem spune că și măsura unghiului ADB poate fi aflată, făcând 180 minus măsura unghiului A, care este 90,
și minus măsura unghiului B care este 30. Deci 180 minus 120 înseamnă 60 de grade. Bun. Acum, dacă este să ne uităm mai departe în triunghiul DAF, în care de data asta avem două unghiuri cunoscute, și atunci haideți să menționăm acest lucru. Deci în triunghiul DAF cunoaștem acum măsura unghiului ADF, tocmai am văzut, 60 de grade, măsura unghiului DAF este de 2 ori 30 de grade, ceea ce înseamnă iar 60 de grade. Din cele două relații, evident, va rezulta că și măsura unghiului DFA va fi tot de 60 de grade, ceea ce automat înseamnă că avem de-a face cu un triunghi echilateral. Deci triunghiul DAF este un triunghi echilateral. Echilateral. Acum, intrând în triunghiul AFB, haideți să intrăm în acest triunghi, în triunghiul AFB, la fel cunoaștem că măsura unghiului FAB este de 30 de grade, cunoaștem că măsura unghiului ABF este tot 30 de grade, ceea ce, la fel, știm că acea sumă de cele trei unghiuri în orice triunghi este 180 de grade, haideți să șterg aici, vom putea identifica și măsura unghiului AFB, deci automat măsura unghiului A, F și B este 180 minus cele 60 de grade, adică 120 de grade. La fel, având acel DC paralel cu AB, fiind vorba de un dreptunghi, unghiul nostru, de fapt nici nu mai e necesar să ne mai jucăm cu aceste două drepte paralele, pentru că noi având aici 120 de grade, automat înseamnă că punctele D, F și B sunt trei puncte coliniare, ceea ce automat DB fiind diagonal înseamnă că punctul nostru F aparține diagonalei noastre DB, de unde dacă punctul nostru F aparține diagonalei DB, să vedem, aparține și diagonalei noastre AC, totuși va trebui, cred că, să ne jucăm puțin și cu acele unghiuri. Odată, haideți să vedem, avem unghiul FBA. Hai să scriem acest unghi. Măsura unghiului FBA. Știm că este de 30 de grade, de unde înseamnă că și măsura unghiului FDC va însemna tot 30 de grade, pentru că avem de-a face cu o pereche de unghiuri alterne interne. Și haideți să menționăm că avem tot 30 de grade. La fel, dacă CF este diagonală, de fapt nu știm neapărat că acel CF este diagonală, haideți să vedem ce mai putem afla în acest triunghi. Avem 30, 60, nu știu dacă ne-ar ajuta, 30, aici ar însemna să arătăm că avem tot 30 de grade dacă acel FC ar fi egal cu AF, practic F ar deveni mijlocul diagonal. Însă, noi nu ne-am legat de următorul aspect, adică DAF este un triunghi echilateral, ceea ce înseamnă că cele trei laturi vor fi egale, deci DF va fi egal cu AD și egal cu AF. La fel, triunghiul nostru AFB este un triunghi echilateral, este un triunghi isoscel, de unde laturile AF și FB vor fi congruente. Dacă AF este egal cu FB, deci aceasta este egală cu aceasta, și noi știam deja că DF este egal cu AF, din cele două va rezulta că DF este egal cu FB, ceea ce înseamnă că F este mijlocul diagonalei DB. De unde, dacă F este în mijlocul diagonalei DB, noi știm că într-un dreptunghi diagonalele se înjumătățesc, automat punctul nostru F ar însemna și mijlocul
diagonalei AC, ceea ce implică automat F aparținând lui AC, că cele trei puncte F, A și C ar fi trei puncte coliniare. Bun, haideți să trecem la subpunctul C. Zice, știm că FM este paralel cu AB. Haideți să ducem o paralelă. Unde M mi se dă ca fiind pe AD și nu este punctul de intersecție între FM și AE. Deci aici aș avea punctul N. Cerința este demonstrați că dreptele DN, deci DN și AC, ar fi perpendiculare. Haideți să vedeți cum se rezolvă această problemă. Haideți să ștergem aici. Odată, avem că F, cum spuneam, este mijlocul lui DB. Ceea ce dacă F este mijlocul lui DB și noi știm că FM este paralel cu AB, automat înseamnă că în triunghiul DBA avem de a face cu FM linie mijlocie. Bun. Ceea ce, dacă avem de a face cu o linie mijlocie, repet, FM-ul nostru va fi paralel cu AB, automat FM fiind linie mijlocie, M va fi practic și mijlocul laturii AD. Deci AM, mijlocul segmentului AD. Ceea ce înseamnă că dacă M este mijlocul segmentului AD, în triunghiul nostru DFA, FM va fi mediană înălțime bisectoare, deoarece acest triunghi, am povestit mai devreme, este un triunghi echilateral. Ceea ce dacă acel FM este și mediană, și înălțime, și bisectoare, noi știm că AE, de exemplu, este, dacă ar fi să calculăm măsura unghiului în triunghiul, haideți să o calculăm și acea măsură, în triunghiul AED, evident, măsura unghiului AED va fi 180 minus măsura unghiului ADE și EAD, adică 180 minus 90, adică 90 de grade. Deci aici voi avea cele 90 de grade, de unde înseamnă că și AE este tot înălțime mediană bisectoare. Și noi știm, de exemplu, că în orice triunghi înălțimile sunt concurente, respectiv punctul lor de intersecție se numește ortocentrul triunghiului, de unde înseamnă că AE, intersectându-se cu FM în punctul N, obligatoriu înseamnă că acel punct N este ortocentrul triunghiului DAF. DAF. Iar dacă avem de-a face cu ortocentru, automat DN este tot mediană bisectoare înălțime în acest triunghi AFD, ceea ce înseamnă că DN este înălțime. De fapt, nu putem spune înălțime pentru că nu unește vârful cu piciorul perpendiculare. Atunci, haideți să zicem că DN intersecta cu AF ar fi odată un punct N', de unde obligatoriu acest DN' ar fi înălțime, respectiv că DN înseamnă că va fi perpendicular pe acel AF sau că DN perpendicular pe AC, ceea ce și trebuia să arătăm la subpunctul C. Și acum haideți să trecem la cea de-a doua problemă, tot de la subiectul 2, subiectul 3. Haideți să ștergem. Avem de-a face de data asta cu un cilindru circular drept. Haideți să încercăm să-l desenăm. În care cunoaștem A', B', punctul O' și avem din nou A, O și B. Deci, repet, avem de-a face cu un cilindru circular drept cu generatoarea AA' egală cu 12
Știm că segmentul AB este diametru. Diametru bazei cilindrului, care evident este un cerc. Știm că AB este de lungime 10. Bun. Și că punctul O' este mijlocul segmentului A'B'. Ceea ce ni se cere la primul subpunct este să calculăm area laterală a acestui cilindru. Păi știm că area laterală a unui cilindru circular drept este 2 ori pi ori r ori g. Dacă noi cunoaștem AB ca fiind de lungime 10 și fiind diametrul cercului, automat raza știm că este diametrul împărțit la 2, adică o să am de lungime 5. Raza înseamnă că area noastră laterală este 2 ori pi ori 5 ori generatoarea, care este de 12. 2 ori 5 înseamnă 10, ori 12, 120 pi. Practic asta se și cerea la subpunctul A. Arătați că area laterală este 120 pi. Subpunctul B, demonstrați că segmentul A'B, haideți să-l vedem, segmentul A'B, este de lungime mai mic decât 16 cm. Dacă ne uităm la A'B'BA, acesta este practic un dreptunghi. Haideți să ștergem în partea dreaptă. Deci avem cu acest A'B'BA ca fiind un dreptunghi, în care A'B este o diagonală a dreptunghiului nostru. Noi cunoaștem în acest dreptunghi, haideți să luăm deoparte, A'B'B și A. Cunoaștem că AB-ul este de lungime 10. Cunoaștem că A'A-ul, generatoarea, este de lungime 12. Ceea ce ni se cere A'B, să-l calculăm ca și lungime. Și vom putea intra în triunghiul dreptunghii K'AB folosind teorema lui Pitagora. Deci, în triunghiul A'AB, cunoaștem că AA' este perpendicular pe AB, respectiv că măsura unghiului A'AB este de 90 de grade, ceea ce înseamnă că putem aplica teorema lui Pitagora și o să avem că A'B la puterea a doua este egal cu AB la puterea a doua plus A'A la puterea a doua. De unde A'B la a doua înseamnă AB 10 ridicat la a doua înseamnă 100, plus A'A este 12 ridicat la a doua înseamnă 144. Deci A'B va însemna practic radical din 244, care evident este un număr mai mic decât radical din 256, care știm că este egal cu 16. Ceea ce înseamnă că A'B, într-adevăr, este de lungime mai puțin de 16 cm. Și în fine, sub punctul C, ni se cere să calculăm valoarea sinusului unghiului dintre dreapta AO'. Haideți să ne folosim totuși de acest desen. O să șterg diagonala. Deci am de-a face cu sinus unghiului dintre dreapta AO' și planul uneia dintre bazele cilindrului circular drept. O să luăm planul bazei de jos, practic acest cerc în care avem diametrul AB. Mi se cere sinusul unghiului format de dreapta A'O' și baza planului bazei și planul bazei acestui cilindru circular drept. Odată, proiecția pe bază a lui O'A este evident AO. Odată, punctul nostru A știm că aparține bazei, iar O'O fiind perpendicular pe AB, evident proiecția punctului O' pe plan, respectiv pe acel segment AB, va fi punctul nostru O. De unde, dacă se cere sinusul unghiului dintre AO' și planul bazei, automat ni se cere sinusul unghiului dintre dreptele AO' și dreapta AO. Practic, avem sinusul unghiului O'AO. O'AO. Iar noi știm că sinusul într-un triunghi dreptunghic, pentru că triunghiul O'OA este un triunghi dreptunghic, este raportul dintre cateta opusă supra ipotenuză. Cateta noastră
opusă unghiului O'AO este O'O, O'O, supraipotenuza A'O, ipotenuză care va trebui să o aflăm și o vom afla intrând în triunghiul AOO și vom spune că în triunghiul AOO cunoaștem că măsura unghiului AOO este de 90 de grade. Putem aplica deci teorema lui Pitagora și o să avem că O'A la a doua este egal cu O'O la a doua plus AO la a doua. Ceea ce înseamnă că O'A la a doua este egal cu O'O, care O'O este la fel înălțime în cilindrul respectiv generatoare și înseamnă lungimea de 12, deci o să am 144 prin ridicare la a doua, iar O, evident fiind centrul cercului care este baza cilindrului nostru, AO este rază, care rază noi știm că este de lungime 5, deci plus 25, de unde O'A va însemna radical din 169, adică 13. Ceea ce, întorcându-mă la sinus unghiului cerut, o să am O'O supra ipotenuza AO, adică O'O, cum vă spuneam, este de lungime 12, supra ipotenuza mea AO, care este 13, de unde sinusul unghiului cerut este egal cu valoarea 12 pe 13. Aceasta a fost evaluarea națională la matematică 2017.